El, pipăindu-și pașnic rana, văzu că totul s-a sfârșit și, liniștit cerând potirul, el singur s-a împărtășit. Apoi Senin, plecându-și ochii, muri pe brațe de soldați. Cuvântul său din urmă fuse: cu niciun chip nu vă predați. Copii, luptați până la urmă, cu noi e însuși Dumnezeu. Așa cum spunea și poetul Vasile Voiculescu în poezia Popa din dealul Sării, preotul a avut întotdeauna un rol foarte important în armată. Mulți dintre ei și-au dat chiar viața pentru țară. Au fost situații când preoții au luat arma în mână. De exemplu, arhimandritul major Iustin Șerbănescu a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul pentru faptele sale de vitejie. Acest preot, confesor militar, a constatat că regimentul pe care îl însoțea în timpul unor lupte a rămas fără cea mai mare parte a ofițerilor și atunci a preluat el comanda regimentului. O zi și o noapte a ținut piept inamicului, după care efectiv l-a scos din teatru de operațiuni. În primul război mondial au existat acte extraordinare de eroism. Există o mulțime de jurnale de front, caiete cu însemnările preoților militari, care reprezintă un izvor excepțional pentru a intra în atmosfera epocii și pentru a înțelege cât de importantă era prezența unui preot între militarii plecați la distanțe mari de acasă, aflați sub amenințarea morții permanent, lipsiți de mijloacele elementare vieții și așa mai departe. La scurtă vreme după încheierea războiului, chiar ministrul de război, generalul de brigadă Ion Rășcanu, solicitând organizarea clerului militar în cadrul unei episcopii a armatei, arăta rolul clerului militar în primul război, spunând că meritul clerului român este peste orice laudă posibilă. În anul 1921 a fost înființată Episcopia Armatei, care a avut 3 episcopi militari. În mod simbolic, episcopul armatei rezida la Alba Iulia, catedrala reîntregirii, ca simbol al unificării tuturor românilor în interiorul acelorași granițe, a devenit catedrala episcopului armatei. Până în 1948, în august, această episcopie a fost condusă de către 3 ierarhi: Iustinian Teculescu, pentru o perioadă scurtă de timp, 1923-1924, doctorul Ioan Stroia, 1925-1937, și doctorul Partenie Ciopron, între 1937 și 1948. În august 1948 a fost desființată, iar după Revoluția din 1989, lucrurile s-au schimbat. Legea 195 din 2000, intitulată Legea privind organizarea și constituirea clerului militar, este ultima normă juridică care definește ceea ce este clerul militar, stabilește atribuțiile și toate lucrurile în legătură cu o bună desfășurare a activității preoților militari în unitățile unde sunt angajați. La ora actuală, în structurile armatei române sunt 82 de preoți militari. Pentru ei, ziua armatei are o însemnătate deosebită. Militar este, în primul rând, păstor sufletesc. Este acel ferment spiritual care trebuie să dospească comunitatea militară. Trebuie să fie părinte, trebuie să fie un bun slujitor, trebuie să fie un bun predicator, ca să propovăduiască cuvântul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos în mediul militar. Trebuie să aibă grijă și de familiile militarilor și de existența spațiilor liturgice în unitățile militare. Aproape ca un preot de parohie, numai că trebuie să asculte de comandant, trebuie să asculte de episcopul locului, are mai multe ascultări și de ordin și de ascultarea bisericească. Preotul militar
îl propovăduiește pe Dumnezeu și într-un mediu ostil, în teatrele de operații. Iar potrivit convenției de la Geneva, preotul nu are rol de combatant. Arma sa este cuvântul. Trebuie să fie în permanență cu spiritul Evangheliei. Deci nu e purtător de armă și de obicei este protejat de ceilalți enoriași, ca să spun așa, în uniformă militară. Misiunea este chiar mai importantă, fiindcă oamenii sunt puțin, nu speriați, fiindcă militarii sunt obișnuiți cu pericolul, sunt obișnuiți să-și dea viața pentru țară, dar, bineînțeles, depărtarea, sunt departe de familii, sunt în situații dificile, apelează foarte mult la preot. La preot, la psiholog, dar mai ales la preot. Părintele Ilie Mirel este noul preot militar al Corpului de Control și Inspecție din cadrul Ministerului Apărării Naționale, iar de 25 de ani este în slujba Armatei Române. Cu ajutorul lui Dumnezeu, la sfârșitul Institutului Militar Basarab I de la Pitești, am primit repartiția într-o unitate de parașutiști. În prima zi când am venit, am văzut că se făceau pregătiri pentru zbor. Atât de impresionat am fost de pregătirea parașutelor pentru salt, încât am stat lângă acei colegi și mă uitam la ei cu câtă dragoste își pregăteau parașutele pentru salturi. În a doua zi, când s-au executat salturi, am avut o teamă în inima mea când vedeam pe bolta cerului avionul atât de mic și cum săreau parașutiștii. Țineam mâna la ochi și întrebam pe colegi, s-au deschis toate parașutele? Da, s-au deschis. Și atunci îmi priveam cu admirație. M-am gândit în sinea mea că niciodată nu o să sar cu parașuta, dar nu peste mult timp. M-am văzut în școala de aplicație de la Buzău, care m-a format ca și parașutist, mai târziu devenind instructor pentru parașutare. Ajungând la 100 de salturi, am avut o problemă la genunchiul de la piciorul drept la o parașutare pe timp de noapte, motiv pentru care am renunțat la salturi cu parașuta și am ajuns în instituția în care sunt în momentul de față, la vremea aceea ca militar, acum slujind-o din punct de vedere duhovnicesc, având grijă de sufletele militarilor. Nu m-am gândit niciodată, nu mi-am dorit să devin preot militar. În viață, Dumnezeu are chemare pentru fiecare dintre noi. Dar la un moment dat, Dumnezeu a rânduit de așa natură lucrurile, încât m-am văzut în postura să aleg la rugămintea celorlalți, că atunci când s-a înființat o funcție de preot militar în cadrul cazărmii, să pot să depun documentele pentru a candida pe această funcție. La început am fost puțin nu neîncrezător. Cunoșteam instituția militară, dar în inima mea am simțit o pace, am simțit o liniște, mi-am dat seama că este de fapt un gând care n-a venit de la om, ci a venit de la Dumnezeu. Faptul că atâta timp, 25 de ani am îmbrăcat haina militară, la un moment dat îți formează și gândirea, îți formează și aplecarea și mai mult decât atât ești cel care cunoști foarte bine gândirea unui militar, pentru că tu ai fost unul dintre ei, problemele cu care se confruntă, complexele pe care le creează la un moment dat haina militară, te lovești de foarte multe neputințe, militarul este chemat 24 de ore din 24. Militarii sunt oameni pe care te poți baza, dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu. Sunt momente în care simțim nevoia să stăm de vorbă cu cineva, cu un duhovnic, să spunem, indiferent de credința pe care o avem, indiferent cât de profundă e ea sau cum se manifestă față de Dumnezeu. Deci simți nevoia să stai de vorbă cu cineva care să te asculte numai pentru că n-ai cui să te descarci sufletește. Da, din perspectiva asta ar fi fost nevoie. E nevoie oricând de prezența unui preot. E bine să fii acolo, e bine să știi că îl ai și e bine să știi că ai unde să te duci în momentul în care poți să stai de vorbă sau vrei să stai de vorbă sau simți nevoia să stai de vorbă cu cineva care e dispus să te asculte fără să te judece, să privească neutru tot ceea ce îi spui. Da, cred că era nevoie. Aveți un preot și aici. Da, avem și aș spune că suntem binecuvântați că avem un preot. Noi avem preot la Corpul de Control de foarte mult timp. Practic, anul ăsta am oficializat o situație care se întâmpla de mai mult timp. Rolul preotului militar este foarte important. Cu siguranță au fost și momente dificile, adică momente în care ne gândeam că s-ar putea întâmpla ceva. Și bineînțeles, primul gând se îndreaptă către Dumnezeu. În decursul timpului, preotul a avut un rol deosebit
mai ales pentru armată. Preotul militar a fost, inclusiv la războiul de independență, a participat pe câmpul de luptă. Părintele Ilie Mirel și-a dorit întotdeauna să-L slujească pe Dumnezeu, iar camarazii îl sfătuiau să se înscrie și la Facultatea de Teologie. Și i-a ascultat. Avea acel ceva care te atrage, are foarte, foarte multă putere. De multe ori mă gândeam să fiu în locul lui, nu știu, în fine, Dumnezeu ne dă putere fiecăruia după cum, după ceea ce vrem să facem, dar cred că El are mult mai multă putere decât mulți dintre noi. El poate să ducă, mă uit de multe ori la El dimineața sau după o seară care a încheiat-o târziu, ducându-se la știu ce bătrân sau știu să spovedească sau asta să spovedească să, la biserică sau dimineața se trezește foarte devreme să meargă la fel, să spovedească, să împărtășească pe cineva și vine la serviciu și de multe ori îl văd că nu mai poate de oboseală, dar continuă. Și Dumnezeu îi dă putere să stea lângă noi în continuare. Părinții nu mi-au insuflat o dragoste pentru Dumnezeu atât de profundă, dar mai târziu întâlnirea cu preotul din satul natal a format în ființa mea un om, nu care să aibă respect față de Dumnezeu, ci care să și-L asume pe Dumnezeu în viața lui. Am înțeles atunci că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Mi-aduc aminte și aș vrea să fac chiar o paranteză aici de legătura omului cu Dumnezeu sau de negarea pe care mulți dintre noi o aducem față de dumnezeire. Înainte de un ciclu de militari, înainte de a sări, efectua saltul cu parașuta, era pregătirea specifică. Stăteam foarte mult la instrucție, se discutau foarte multe lucruri, încercam de multe ori să aduc și această discuție, să canalizez spre ideea de Dumnezeu, spre nevoia pe care omul o are să-L împărtășească pe Dumnezeu și cu El să poată să-și trăiască această viață scurtă și trecătoare. Avem un militar care spunea la un moment dat, eu nu cred în Dumnezeu, părinții mei mi-au spus că nu există Dumnezeu și eu mi-asum această idee că nu există Dumnezeu. În avion, mi-aduc aminte că la vremea aceea, primul salt și se efectua cel puțin, primele salturi se efectuau din AN2, avion tip AN2 și este o culoare roșie. Când apare culoarea galbenă, instructorul deschide ușa aeronavei, este un dispozitiv care blochează ușa, ridică militarii de pe scaune, observă ca totul să fie în regulă, ca niciun să nu fie petrecut cu vreun cor, să fie totul perfect și în momentul acela, când este la înălțimea optimă de parașutare, se aprinde o lumină verde și există un semnal sonor. În momentul acela, când se deschide ușa avionului și când vezi pământul atât de mic, când tu te vezi undeva acolo sus, când tu realizezi că trebuie să sari de acolo, în tot acel hău, este un sentiment de emoție, de teamă, cuprins de nevoia de a te prinde de ceva, de a-ți găsi un suport. Acest tânăr Constantin, mi-aduc aminte că își făcea cruci într-una, și nu se mai oprea, Constantin, gata, trebuie să facem saltul cu parașuta. Mai stai să mai fac două cruci. În momentul în care am coborât la sol și m-am întâlnit cu el, am întrebat, totuși nu înțeleg, tu îmi spui că nu există Dumnezeu și la care mi-a spus, știți, am realizat acolo sus că de fapt ce spuneați dumneavoastră, că Dumnezeu a pus o părticică din el în fiecare dintre noi, este adevărat. A fi preot militar înseamnă să faci față multor provocări, dar părintele le acceptă pe toate cu zâmbetul pe buze. Aici este, văd eu, rolul determinant pe care îl are slujitorul bisericii trimis în instituția militară, să poată să pună degetul pe rană, să ofere acea alifie cu ghilimele de rigoare duhovnicească, prin care omul să le primească pe toate ca din mâna lui Dumnezeu, să găsească suportul ca problemele personale să nu să și le conserve, ci să le lase în mâna lui Dumnezeu ca el să le rezolve, iar pe de partea cealaltă el să poată să dea randamentul maxim aici unde țara îl cheamă și unde, la momentul, dacă va trebui, să poată să spună prezent și să plece acolo unde este trimis în teatru de operații sau la alte misiuni care sunt ordonate.